ajuns la actuala situație datorită unor datorii acumulate la întreținere. Datoriile totale au fost de 16.000 de lei, asta începând cu 2013, când ne-au dat în judecată, dintre care numai 7.000 de lei debit inițial, restul erau penalități. Legea prevede clar că penalitățile nu pot depăși debitul, ceea ce e o lege pe care nu o respectă asociațiile de proprietari. Aceștia au refuzat, în persoana domnului Repede Valeriu și a lui Nistor Gabriel, au refuzat plata în rate, mergând numai pe varianta executării silite, știind că proprietarul este un minor. Bineînțeles, am câștigat prin instanța de fond, noi am câștigat procesul, deoarece o parte din aceste datorii erau efectiv prescrise. Ulterior a ajuns dosarul la Tribunalul Iași, prin mâna doamnei judecător Mirela Anton, o judecătoare care este coruptă, cercetată de DNA, mass media, a făcut publice lucrurile astea. Am făcut o cerere de ajutor public judiciar pentru scutirea taxei de timbru, care a fost aprobată în Camera de Consiliu, iar la primul termen, doamna judecătoare respinge apelul ca nefondat. Deci, practic, nu a pus în aplicare o hotărâre judecătorească. Deci, până la executarea silită a fost un pas. Asociația de proprietari au luat dosarul, au mers la domnul executor Zacornea Ciprian, care efectiv nu a ținut cont. Dorim o eșalonare. Deci președintele mi-a cerut în față o mică atenție ca să fac o eșalonare, pe care i-am dat-o, bineînțeles. După 4 luni de zile, nemai având tot bani să-l susțin, reia executarea silită. În condițiile de față am ajuns în publicație imobiliară, vor să vând apartamentul la licitație. Domnul Zacornea a spus foarte clar că legea este pentru proști. Ne-am interesat de situația lui. Din păcate, municipalitatea ieșeană nu poate întoarce o decizie a unei instanțe de judecată, nici nu o comentează mai mult decât atât. Din câte am înțeles, e vorba de relația pe care o are respectivul proprietar cu asociația de proprietari din care face parte. Am înțeles că ar fi fost evacuat în urma unei decizii a instanței pentru datoriile acumulate la asociația de proprietari. Ceea ce putem noi face este să vedem dacă domnia sa are o situație specială deosebită și în conformitate cu legislația în vigoare respectă procedurile prin care noi putem să-i asigurăm o locuință de urgență sau o locuință socială și funcție de ancheta pe care o vom face la respectiva persoană vom acționa în consecință.